nimic nu poate egala orice predică am rosti, orice cuvânt am spune, niciunul nu poate egala cuvântul inspirat al Sfintei Scripturii. Haideți să citim din Luca 24, începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care erau la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El i-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, și cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de-ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce spun prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Doamne Iisuse, care a înviat dintre cei morți, care ești viu în vecii vecilor, ne rugăm în această seară să ne dai cuvântul Tău cel viu, ca pâine cerească, ca mană care se coboară din ceruri. Hrănește-ne inimile, Doamne, deschide-ne inimile în această seară și fă să ardă inimile noi la predicarea cuvântului Tău. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Cred că trebuie să mulțumim Domnului pentru tinerii noștri, pentru formațiile bisericii. Ne-au încântat inima în această seară. L-am văzut și pe Alin ce bucuros era când îl vedea, mai ales pe toboșarul ăla din spate. Nu dădea deloc cu duhul blândeții în tobele alea. A participat la o conferință a păstorilor și toți aveau necazuri cu tobele. Au băgat tobele în biserici, fraților. În sfârșit, un om a luat cuvântul și a spus că la ei s-a găsit o soluție. Deci am băgat niște tobe din alea electronice, fraților, care nu se aud. Erau foarte bucuroși că găsiseră o soluție. Mulțumim Domnului pentru cântările acestea așa de minunate, care ne-au adus bucurie de sărbătoarea bucuriei, de sărbătoarea învierii Domnului. Textul pe care l-am citit în această seară este unul dintre pasajele favorite din Scripturi pentru mine. Cred că și dumneavoastră sunteți ca și mine, aveți anumite pasaje care parcă sunt niște izvoare nesecate. În continuu
parcă Dumnezeu dă noi și noi inspirație din paginile acelea, din cuvintele acelea. Este un text extrem de bogat în învățături, un izvor, așa cum spuneau, mereu proaspăt. Arătarea Domnului Iisus Hristos celor doi care mergeau pe drumul Emausului, nu numai că este un eșantion al stării de spirit al ucenicilor, dar el ne prezintă în același timp și un portret a Domnului înviat dintre cei morți. Îl găsim pe Domnul în acțiunile Lui, în ceea ce spune El, în atitudinile Lui, ne-L prezintă ca și Hristos viu în vecii vecilor, care este alături de noi. Să știți că fiecare dintre noi, dacă nu am avut până în prezent, vom avea un asemenea drum al Emausului, când vom pleca înfrânți, dezamăgiți. Am mulțumit Domnului pentru cântarea aceasta ultima corului, care este inspirată exact din acest text. Există în viața fiecăruia dintre noi momente în care ne pierdem nădejdea, ne pierdem orizontul. Nu mai vedem nicio rațiune să continuăm. Și atunci ne vine să ne întoarcem la cele vechi, la cele necunoscute. Nu e așa că atunci când vine vreun necaz, câți dintre dumneavoastră v-ați gândit să vă întoarceți în România? Acum cu pandemia asta eu m-am gândit de foarte multe ori. Întotdeauna când vine un necaz, când vine o suferință, când vine o mare dezamăgire, ai vrea să te întorci la locurile acelea cunoscute, între oamenii aceia care te-au iubit. Am o veste proastă, oamenii ăia nu mai există. Și chiar dacă există, și-au găsit alți prieteni. Nu o să mai găsiți locurile acelea niciodată. Și acum îl aud pe cineva din Chicago care ducea dorul la struguri ăia brumării plin de praf de la streașirea casei. Plângea după fântâna lui din curte, nu? El trăgea apă proaspătă și rece. Când dăm de necazuri, am vrea să ne întoarcem la fântâna aia, am vrea să ne întoarcem în casa aceea, între oamenii aceia care ne-au iubit. Să știți că pe acest drum al Emausului, fiecare din noi vom apuca-o într-o zi. Viața, oamenii ne vor dezamăgi. Toți am vrea, la un moment dat, să abandonăm și să ne întoarcem la cele necunoscute, să ne întoarcem la ale noastre. Slăviți să fie Domnul că El este viu și este întotdeauna alături de noi în asemenea momente. În această seară aș vrea să vă spun câteva lucruri despre acest Hristos viu. Și în primul rând, El este un Hristos care călătorește întotdeauna împreună cu noi. Un Hristos care călătorește împreună cu noi. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Mergea împreună cu ei. Acum vreau să vă spun că oamenii aceștia doi care plecau spre Emaus nu erau dintre ucenicii proeminenți, dintre cei 12. Cleopa nu-l găsim printre cei 12. Cel de-al doilea nu știm exact cine îi. Unii spun că ar fi fost chiar Petru, pentru că spune Simon, dar existau așa mulți Simon în timpul acela. S-ar putea ca acești ucenici să nu fi fost dintre cei 12, din cei mai mulți, din cei 70, sau era în jurul Mântuitorului un nor de ucenici, dacă vreți. Nu erau așa de importanți. Și ne-am putea aștepta, dacă nu sunt oameni așa importanți, nici Domnul să nu le acorde o importanță așa deosebită. Iată că Domnul, Cel care este viu în vecii vecilor, călătorește pe drum cu oamenii aceștia care nu sunt așa de importanți. Călătorește pentru că nu vrea să ne lasă singuri. În necazurile noastre, noi ne simțim întotdeauna singuri. Când suferi de ceva, suferi singuri, suferi în singurătate. Și avem impresia că nimeni nu ne înțelege. E bine, în călătoria noastră, în dezamăgirile noastre, Domnul întotdeauna călătorește împreună cu noi. El ne-a promis apoi că ne dă Duhul Lui Cel Sfânt, ca să fie întotdeauna cu noi. Ucenicii s-au întristat când au auzit că Domnul pleacă de la ei, dar El le-a spus, eu mă voi ruga Tatălui și El vă va da un alt mângâietor care va rămâne cu voi în viață, și anume Duhul Adevărului,
pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că și rămâne cu voi și va fi în voi. Nu veți fi singuri. Și apoi continuă la Ioan 14:18, fraza aceea atât de extraordinară: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Nu o să fiți orfani. În drumurile dezamăgirilor voastre, când viața și oamenii vă vor dezamăgi, nu o să fiți singuri, voi călători împreună cu voi, voi fi împreună cu voi. Ultimele cuvinte, de fapt, ale Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, Matei 24:28, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. 28:28, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. De fapt, El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. După înviere, El nu poate fi altfel decât împreună cu noi. De aceea, în seara aceasta, vreau să te încurajez, indiferent cât vor fi de mari necazurile sau dezamăgirile, nu călătorești singur. Pe drumul Emausului, niciodată nu vom fi singuri. Domnul este cu noi. El este viu în vecii vecilor. În al doilea rând, El este un Hristos care este interesat de problemele tale. El este un Hristos viu care este interesat de necazurile și problemele mele. El a zis: ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Este foarte interesant că porțiunea cea mai mare din textul citit în această seară este ventilația acestor oameni care își spun necazurile. Sunt absolut simpatici și spun: Domnului, dar tu ești singurul care nu înțelege. El era singurul care înțelegea. Povestea pe care ei o au este cu detalii false, cu detalii incomplete. Dar așa când vine necazul, avem impresia că durere ca a noastră nu există, probleme ca a noastră nu există și nu are nimeni. Și în situația aceasta, Domnul este alături de noi și El este interesat de problemele noastre. Este gata să te asculte. Ventilează-ți necazurile. Cineva îmi spunea zilele trecute, zice: am așa niște probleme și n-am cui să le spun. Și am zis: mai, dacă le spui la oameni, o parte din ei se vor bucura că ai necazuri, nu? La cealaltă parte nici nu le pasă că ai tu necazurile tale. Și adevărul ăsta îi, nu? Oamenii devin foarte plictisitori când încep să ne spună necazurile lor. Abia așteptăm să tacă, să le spunem noi de ale noastre, nu-i așa? Ei bine, cine nu întoarce niciodată spatele și este gata să ne asculte întotdeauna, toate necazurile noastre este Domnul Iisus Hristos. El care știa tot ce s-a întâmplat, toate detaliile, nu i-a oprit să spună: băieți, nu a fost așa, stați un pic, nu e adevărat. Nu îi oprește, îi lasă să spună până la capăt tot și ascultă. Domnul nu se supără pe poveștile noastre, pe istorisirile noastre, pe necazurile noastre care ni le ventilăm. Și de cele mai multe ori cu exagerările de rigoare, nu-i așa? Uneori vrem să-L impresionăm și pe Domnul: Doamne, nici idee n-ai ce durere și necazuri am eu. Să știți că are. El a trecut prin toate lucrurile ca și noi și le știe foarte bine. Dar El este gata să ne asculte. Și lucrul acesta este extraordinar. În necazurile noastre, dacă este cineva care gata să te asculte, este Iisus Hristos. Spune-i Lui necazurile. Varsă-ți inima înaintea Lui. Este o femeie care se ruga la Silo, la templu, și Eli se uită la ea, marele preot, și spune: tu ești beată, du-te și te trezește. Și femeia aceea spune: nu, domnul meu, n-am băut nimica, dar îmi vărsam necazurile, focul inimii mele înaintea lui Dumnezeu. Varsă-ți focul înaintea lui Dumnezeu. Iisus este viu și este gata să te asculte. Am citit zilele trecute despre oamenii care au fost în pușcării. Să știți că acolo, în durerea aceea, în singurătate, când nu aveau nicio veste despre familie, despre ce se întâmplă,
Singurul care era gata să asculte rugăciunile acestor oameni era Iisus Hristos. Știți că pe lespezi de la acelea pușcăriilor s-au născut unele dintre cele mai frumoase poezii românești? Este un volum cutremurător, poezii din închisoare, oameni care l-au cunoscut pe Hristos acolo în celulă, oameni cărora le-a vorbit Dumnezeu și care au putut vorbi lui Dumnezeu și au spus lui Dumnezeu necazurile lor. Iisus este interesat de necazurile noastre, de problemele noastre. De aceea El este viu în vecii vecilor și este alături de noi. În al treilea rând, descoperim că El este un Hristos care ne revelează adevărul Scripturilor. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Ce este foarte interesant, Domnul nu s-a oprit și le spune: mă băieți, eu sunt Hristos, uitați-vă rânile cuielor, haideți să vă spun eu cum s-a întâmplat, eu sunt aici viu înaintea voastră. Nu. El apelează la Scripturi. Deschide mintea acestor oameni să înțeleagă Scripturile. O ia de la Moise, de la proroci. Vine cu toate textele din Scriptură care vorbeau despre El. Pentru că revelația cunoașterii Lui pornește de la Scripturi, pornește de la Biblie. Iisus nu se prezinte celor doi numai după ce le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Să știți că atunci când suntem dezamăgiți, când suntem în necazuri, când suntem în probleme, uităm de Scripturi. Asta este necazul. Ne concentrăm asupra noastră. Mai degrabă citim, eu știu ce scriu doctorii pe diagnostic, decât ce scrie Hristos în Sfânta Scriptură. Evităm Scriptura, uităm de ea. Suntem preocupați de necazurile noastre, de suferințele noastre. Și atunci este nevoie de un Hristos viu ca să ne deschidă mințile, să înțelegem Scripturile. Deși învierea este temelia credinței noastre, ea vine din Scripturi, iubiți frați și surori. Ea vine din Biblie. Nu vom înțelege însă niciodată Scriptura, Biblia, fără ajutorul celui care a inspirat scrierea Bibliei, fără ajutorul lui Hristos. El a spus: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5:39. Un Hristos viu deschide mintea să înțelegem Scripturile. Apoi le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Cred că lucrul cel mai important ce s-a întâmplat cu cei doi pe drumul Emausului este că li s-a deschis mintea. Le-a venit mintea la loc. La noi, la români, zice că vine la urmă. Nu știu când e aia, dar eu insist foarte mult și vă sfătuiesc. Căutați-L pe Domnul să vă deschidă mintea cât mai repede posibil. Să nu treacă ani, să nu vină bătrânețea, să nu vină bolile, să nu vină nenorocirile vieții. Să vi se deschidă mintea cât mai repede posibil, să folosiți tinerețea și energia care aveți pentru slava lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Hristos, cel înviat din morți, este un Hristos care iubește părtășia cu noi. Iubește părtășia cu noi. Dar ei au stăruit de El și au zis: rămâi cu noi, că ce este spre seară. Ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Spune Sfânta Scriptură că s-a făcut, că vrea să plece mai departe. Întotdeauna Domnul așteaptă invitația ta. Știți care este singurul musafir nepoftit și obraznic care vine neinvitat? Satana. Ăsta vine neinvitat în casa ta. Hristos însă stă la ușă și bate. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Când suntem adunați în numele Domnului, El a spus că este și El prezent. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Iisus vine în mijlocul copiilor lui pentru că lui îi place. El iubește părtășia cu copiii lui Dumnezeu. Invită-L în viața ta și încă o dată invită-L cât mai repede posibil. Numărul 5. Hristos cel viu este un Hristos care se descoperă
la frângerea pâinii. Se descoperă la frângerea pâinii. A luat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Versetul 30 și 31. E adevărat că la această părtășie sacramentală, care sunt convins că Domnul a avut inițiativa, a fost invitat să stea împreună cu cei doi peste noapte și când s-au așezat la masă, au luat pâinea și a frânt-o. Unii spun că l-au cunoscut pe Domnul pentru că el frângea pâinea într-un anumit fel. Așa cum se frânge pâinea aceasta, se frânge trupul meu, a spus Mântuitorul. Poate că a fost așa, poate că au fost alte motive, dar l-au cunoscut la frângerea pâinii. El este un Hristos care se descopere atunci când copiii lui se adună să frângă pâinea împreună, să-și aducă aminte de moartea sa răscumpărătoare pe cruce pentru fiecare dintre noi. Atunci se prezinte Domnul în mijlocul nostru. Dar aș vrea să adaug aici, și îmi place mult ideea aceasta, că s-ar putea să-L cunoaștem mai bine pe Domnul înviat dintre cei morți atunci când știm să împărțim pâinea cu alții. Când știm să îl invităm împreună cu noi pe drumețul acela obosit de drum. Rămâi cu noi că este spre seară, haide să luăm pâinea împreună, hai să frângem pâinea împreună. Când poți să împarți pâinea ta cu alții, când dăruiești din ceea ce ți-a dat Dumnezeu altora, este un moment al revelării lui Hristos, Domnul se descopere atunci. El a spus că ori de câte ori facem lucrul ăsta pentru cei mai neînsemnați, Lui îi le facem. Dacă dăm un pahar de apă cuiva, dacă vizităm un pușcăriaș, dacă îmbrăcăm un om care n-are haine, Lui îi le facem, pentru că El se identifică întotdeauna cu cel lipsit. Și îmi place să cred că atunci când noi practicăm binefacerea și dăruirea și dăruirea de sine, atunci Hristos ni se descopere mai mult. Numărul 6, și ne apropiem de încheiere, Hristos cel viu este un Hristos care pune foc în inimile noastre. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile, au spus cei doi? Oh, ba da! Când Hristos deschide Scripturile, vine focul sfânt al lui Dumnezeu în ele. Revelația poate fi cunoscută prin descoperire dumnezeiască, nu prin transpirație. Hristos se descoperă. Adevărul lui Dumnezeu ni se revelează. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi deschis mințile să înțelegem Scripturile, nu le-am fi înțeles niciodată. Și atunci când adevărat se petrece această revelație dumnezeiască, ni se încălzește inima. Se aprinde un foc în inima noastră, în oasele noastre. Atunci suntem ca și profetul Ieremia în capitolul 20, versetul 9. Iată ce spune acest om, spunea el, dacă zic, n-am să mai pomenesc de el și nu am să mai vorbesc în numele lui. Pentru că rostirea profetică aducea suferință, necazuri. Și toți aceia care se ridică numele lui Dumnezeu au de-a face cu dușmanii lui Dumnezeu. Și zicea omul acesta, dacă am să zic că n-am să mai vorbesc despre el, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Nu pot. Când Dumnezeu ți se revelează cu adevărat, nu mai poți să taci. Nu mai poți, pentru că focul acesta arde în oasele tale și în inima ta. Hristos cel viu aduce pasiune, aduce bucurie sufletului omenesc. Speranța învierii este speranța vieții veșnice. Ea înflăcărează inimile. Ea este puterea care ne ajută să biruim necazurile și suferințele vieții. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în această seară, Hristos cel viu este un Hristos care merită mărturisit altora. Care merită să spui și altora despre El. Iată reacția celor doi. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Au adus bucuria
învierii celorlalți n-au putut să o țină pentru ei. Când Dumnezeu ți se revelează, când Hristos cel viu ți se descopere, nu mai poți să taci, nu poți să ții pentru tine secretul acesta. Ai îndemnul acesta de la Duhul Sfânt să te duci să-ți spui și altora. Se duc imediat noaptea aceea la Ierusalim. Duc vestea bună prietenilor și fraților lor. Și este interesant, dacă citiți mai departe textul din capitolul 24, Domnul se prezintă imediat între ei, confirmând mesajul lor. În timp ce ei povestesc ce li s-a întâmplat, vine Domnul și este în mijlocul ucenicilor. Domnul confirmă cu prezența sa acest mesaj. La Marea Tiberiadei, Domnul a întrebat pe apostolul Petru, mă iubești tu? Și l-a întrebat de 3 ori. Și de fiecare dată i-a spus, paște oile mele. Acum este simpatic traducerea lui Cornilescu, că el spune de mielușei, oițe și oi. Mi s-a părut foarte ciudat, dar în original este numai oi. Pentru Domnul, oile, mielușei și oițele sunt tot oi și ele trebuie hrănite. Și nu putem hrăni oile Domnului, nu ne putem duce cu mesajul lui Hristos la alții dacă nu-L iubim pe Hristos. Sunt oameni care vor să meargă cu Evanghelia până la marginile pământului pentru că iubesc umanitatea. Vor să salveze umanitatea. It's not enough. Nu este destul. Nu te poți duce pe iubirea de oameni până la marginile pământului să-i salvezi. Nu este suficientă iubirea asta. Sunt oameni care, din milă pentru sufletele celor care mor, sunt gata să se ducă. Mai ales că motivația multora ne spun câte milioane de oameni mor în fiecare zi fără să-L cunoască pe Hristos. Și îți vine să te duci să-i salvezi pe oamenii aceștia. Ascultați-mă, nu este suficientă mila ca să te duci să-i salvezi pe acești oameni. Niciun alt motiv nobil, indiferent care l-ați elabora. Numai dragostea lui Iisus cel viu, numai dragostea de El este singura motivație corectă să te duci cu Evanghelia până la marginile pământului. Spunea un misionar care cu soția lui a fost o viață întreagă în Africa, zice, dacă urăsc ceva pe lumea asta, este, zice, să mă pun în 4 labe și să intru prin noroi și prin ceea ce au făcut animalele în colibele negrilor la care mă duc să le predic Evanghelia. Zice, mirosul acela, mizeria, mă umple de groază. Zice, pentru nimic în lume n-aș face asta, dar pentru Hristos o fac. Cineva a văzut-o pe mama Teresa, care se ocupa de leproși din India. Când a văzut-o cum se atinge de leproșii aceia, cum îi ține pe muribunzi în poala ei până mureau și le închidea ochii și se ruga pentru ei. A zis, mama Teresa, nici pentru $1,000,000 n-aș face asta. Și mama Teresa a zis, nici eu. Dar o fac pentru Hristos, din dragoste pentru Hristos. Și când îl iubești pe Domnul, ești gata să te duci până la marginile pământului. Ești gata să te apleci oriunde. Ești gata să suferi cu oricine. Pentru că singura ființă din cer și de pe pământ care merită toată dragostea noastră, tot devotamentul nostru și toată pasiunea și merită să vorbim despre El, este Iisus Hristos cel înviat dintre cei morți. În loc de concluzie, în această seară, vreau să vă citesc câteva cuvinte pe care le-a scris un mare scriitor rus, Dostoevski. Comuniștii ruși au ars toate Bibliile, au băgat la pușcărie preoții, au închis bisericile, au făcut depozite și, cine știe, fabrici din clădirile bisericilor, dar au uitat să interzică pe Dostoevski și pe Tolstoi și alți scriitori ruși. Și spre mirarea lor, credința a rămas în neamul acela datorită romanilor și scrierilor acestor oameni extraordinari.
Am să vă citesc câteva cuvinte care sunt absolut șocante. Cred că nu există nimic mai frumos, mai adânc, mai îmbinător, mai îmbietor, mai rezonabil, mai bărbătesc, mai perfect decât Hristos. Ba mai mult decât atât. Dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos este în afara adevărului și că de fapt adevărul este în afara lui Hristos, mai bine aș rămâne atunci cu Hristos decât cu adevărul. O asemenea pasiune, o asemenea dragoste, un asemenea devotament te face să te duci cu Evanghelia până la marginea pământului. Pentru că acest nume, singurul dat oamenilor pentru mântuire, Iisus Hristos cel viu în vecii vecilor, merită să te duci și să spui și altora că El este viu în vecii vecilor.